Așa cum au promis la începutul săptămânii, legumicultorii olteni din cooperativele agricole Ghimpețeni, Pleșoiu, Vădastra și Vădăstrița s-au mobilizat și au pregătit pentru clienții fideli din piața Zahana 100 de pachete a câte 6 kg de legume și fructe de sezon pe care le-au oferit în cadrul tombolei centenarului. Florin Ciobanu vă deranjează de la Asociația Tinerilor Fermieri Olt. Ați participat la o tombolă, tombola centenarului, ca și client al pieței Zahana. Ați fost extras ca și câștigător și vă așteptăm în piață să vă ridicați premiul. Astăzi? Un coș cu legume gratuit pentru dumneavoastră. Astăzi? Astăzi, da, astăzi. Vă așteptăm. În urma evenimentului zilelor recoltei, producătorii noștri, care sunt și membri ai cooperativelor din județul Olt, au luat decizia să sărbătorească în felul lor centenarul prin acordarea a 100 de coșuri, lădițe cu legume gratuit pentru clienții care cumpără zi de zi sau ocazional din sectorul de producători din piața Zahana. Toate aceste lucruri se întâmplă doar pentru a promova producătorul român și produsele noastre românești. În scurt timp, primii câștigători s-au prezentat la piață pentru a-și ridica premiul. Pentru că ați avut încredere în programul nostru, ați participat la tombola centenarului și noi așa am crezut de cuviță să sărbătorim centenarul prin 100 de coșuri gratuite pentru clienții noștri. Vă mulțumesc frumos! Da. Vă putem mulțumesc, ajuta? Mulțumesc, da. Mulțumesc! Și vă așteptăm în fiecare zi în piața Zahana. Bună ziua, mulțumesc! Am să mai vin pe aici. Pentru unii a fost primul premiu pe care l-au câștigat vreodată, așa că bucuria a fost și mai mare. Cum vi se pare această inițiativă? O inițiativă foarte bună. Legumele sunt de folos, mai ales acum în perioada asta a toamnei. Și nu mă așteptam. Eu când am băgat biletul am zis că eu nu am noroc, așa că... Și astăzi când mă sunară, fetele nici nu venea să cred. Ce veți face cu aceste legume? Le consumăm. Da. Pregătiți deja pentru iarnă? Am pregătit, da. Să știți că am să mai vin pe aici, dar zilnic, adică lunea și vinerea, n-am știut de vineri, dar lunea întotdeauna introduc pentru că sunt pensionară și zic că am dreptul să pun acolo, dar acum am să mă țin de treaba asta. Reprezentanții celor patru cooperative le reamintesc persoanelor de vârsta a treia de posibilitatea participării la tombola pensionarilor, organizată în fiecare zi de luni în piețele Zahana și Ecaterina Teodoroiu. Legumicultorii olteni oferă prin tragere la sorți 21 de coșuri cu bunătăți de toamnă.